Declarație politică, introducerea semnăturii electronice în procesul parlamentar, un pas care trebuie parcurs până la următoarea moțiune. Stimați colegi, epopeea semnăturilor de pe ultima moțiune de cenzură contestată la Curtea Constituțională arată cât de rupt este Parlamentul de realitatea în care trăim. Are sau nu valoare juridică o semnătură scanată aplicată pe un document? Este o semnătură scanată echivalentă celei holografe? Dacă un parlamentar care trebuie să-și dea semnătura pe un document este, din motive obiective, departe de coala de hârtie pe care astăzi trebuie să semneze cu pixul, ce facem? Punem pauză democrației până Parlamentul prinde un tren să ajungă la București? Pentru că asemenea episoade penibile să nu mai aibă loc, voi face o propunere de completare a regulamentului Camerei Deputaților și a regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului în sensul introducerii posibilității de semnare a documentelor parlamentare și cu semnătura calificată electronică, nu doar cu semnătura holografă. Rolul semnării digitale este similar celei clasice, iar valoarea legală a acestea este definită prin legea 455/2001 și reglementată prin regulamentul european 910/2014. Concret, semnătura calificată electronică oferă aceeași valoare legală documentelor identică cu cele semnate în varianta clasică. Prin legea numărul 208 din 21.07.2021, adoptată de noi în Parlament, au fost formalizate practicile din companiile private și a fost introdusă semnătura digitală în relațiile de muncă. Consider că este momentul să introducem această semnătură electronică și în activitatea parlamentară. Doamnelor și domnilor parlamentari, știu că PNL și PSD se bucură atunci când procedurile sunt fluide și interpretabile, astfel nu ar avea motiv de spectacol în Parlament. E adevărat că semnătura electronică nu rezolvă disputele legate de persoana care conduce ședința plenului reunit și nici nu îi ajută pe unul coleg să găsească traseul spre sala de plen. Cu siguranță însă, folosirea semnăturii calificate electronice de către parlamentari ar aduce cu sine eficiență crescută, siguranță, accesibilitate și mobilitatea în procesul de luare a deciziilor în forul legislativ. Mulțumesc!